Bucovina Rădăuți va juca vineri de la ora 15 pe terenul echipei FC Bacău în deschiderea etapei a 6-a din Liga a 3-a la fotbal. Gazdele au pierdut primul loc în clasament în urma înfrângerii de la Miroslava, din runda precedentă. De cealaltă parte, rădăuțenii s-au apropiat de play-off după succesul înregistrat în fața celor de la Șomuz-Fălticeni, scor 2-1. Sâmbătă de la ora 15, Șomuz-Fălticeni va primi pe stadionul Constantin Jamaischi vizita celor de la Șoimigura Humorului. Etapa a 6-a din Liga a 3-a mai programează meciurile Ceahlăul 2 Piatra Neamț, Știința Miroslava, Gloria Ultra Dorohoi, CSM Vaslui și USV Iași, CSM Bacău.